Descoperire din anul 1999 prin fratele Huplea Dumitru din Ilteu Arad. Mă găseam într-o clădire mare ca o școală. Cei ce intrau aici erau pregătiți, instruiți pentru un zbor. Toți cei ce voiau să ia parte la acest zbor veneau aici să fie instruiți. Aici fiecăruia i s-a dat un aparat, așa cum sunt cele de transmisie. Prin acel aparat țineau legătura cu cel de la comandă. Dacă pierdeai acest aparat, nu aveai nicio șansă să iei parte la zbor, pentru că prin acest aparat se făcea cuplarea persoanelor care aveau aceste aparate cu centrul de comandă în momentul zborului. Cei din școala aceasta învățau mai multe lucruri. Să treacă prin ape, să urce pe munte, să treacă peste obstacole, să deosebească hrana bună de cea otrăvită. Fiecare învăța după cum se silia. Am văzut persoane care au obosit în timpul unor antrenamente, în timpul unor probe, dar totuși încercau, se siliau cu puterea pe care o aveau. Acestora li se dădea tratament de întărire. Din ceea ce domnul mi-a arătat până aici, am înțeles că este vorba de adunare, unde se face pregătirea poporului pentru răpire. Aparatul de transmisie, atât de valoros, fără de care nu se putea lua parte la zbor, prin care se făcea cuplarea, este Duhul Sfânt. Deodată s-a dat un anunț. Școala este atacată. Atunci, cei care au atacat au dat niște ordine și la comanda lor ușile au fost închise și predarea a fost întreruptă. Prin popor s-a făcut o mare învălmușală. Se vedea că au fost luați prin surprindere, într-un moment în care nu se așteptau. Nu știau ce să facă. Planul ascuns al vrăjmașului era să îi facă să rămână fără acele aparate de transmisie. Poporul părea tulburat, speriat, descurajat. Li se părea că sunt lăsați singuri. Atunci au început să strige după cel ce i-a instruit până atunci. În acel moment s-a auzit o voce de sus care zicea: nu vă temeți, sunt aici cu voi. Ascultați sfaturile ce le primiți de sus. Nu renunțați la aparatele voastre. Fără ele nu puteți zbura. Când vrăjmașul a văzut că poporul nu cedează, a făcut un alt plan. Am văzut persoane care au adus niște sticluțe cu medicamente, ca cele de injecții. Și-au început să imbie zicând: luați-l, că este medicament, nu vă dăm o travă, nu vă face niciun rău. Poporul nu știa ce să creadă, ce să facă. Atunci, din nou, am auzit glasul de sus care zicea: nu vă lăsați înșelați, nu primiți ce vă dau ei. Dacă primiți, vă vor face să rămâneți fără aparatele voastre. Au fost persoane care n-au acceptat la toate insistențele, dar am văzut și persoane care au acceptat. Aceștia am văzut că au ajuns sub comanda lor, a dușmanilor, și au făcut apoi tot ce li se zicea. Nu s-au mai putut împotrivi. Apoi, în urma unor lucruri făcute sub comanda lor, a dușmanilor, au rămas fără aparate. Apoi a venit peste ei o altă stare, parcă s-au trezit și și-au dat seama de situația lor, că și-au pierdut dreptul la zbor. A venit o remușcare peste ei, o stare groaznică, încât
nu mai puteau suporta și doreau să moară. Cei ce n-au acceptat cu niciun chip au fost separați de ceilalți și forțați cu amenințări. Apoi li s-a spus că vor avea de suferit dacă nu se supun. Ei păreau fermi în hotărârea lor de a nu accepta, dar s-au întristat când li s-a spus ce îi așteaptă. Parcă a intrat o groază în ei. Atunci s-a auzit din nou glasul de sus zicând: nu vă temeți, nu vă temeți, chiar dacă vă vor lua viața, nu vă pot lua dreptul de a zbura, dar trebuie să renunțați la voi. Nu vă temeți, nava este pregătită și zborul va avea loc în curând, cu siguranță. Aduceți-vă aminte de tot ce v-am învățat. Nu vă temeți, voi veni în curând după voi. În această înștiințare, Domnul vrea să avertizeze poporul lui de vremurile care vor veni asupra lui, nu cu scopul de a-i speria, ci cu scopul de a-l trezi, pentru ca vremea aceea să nu-i găsească nepregătiți. Înainte de a primi această înștiințare, am primit un verset de Scriptură, Ieremia 51:46. Să nu vi se tulbure inima și nu vă înspăimântați de zvonurile care se răspândesc în țară, căci anul acesta va veni un zvon, iar anul următor un alt zvon. În țară va domni silnicia și un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor. Apoi am primit următoarea înștiințare. Acesta a fost mesajul primit din anul 1999. Am auzit că deja există o mișcare printre cei vaccinați și care regretă ce au făcut și care ar vrea să ajungă din nou în starea de dinainte de vaccin. Dar nu mai pot. Cine are urechi de auzit, să audă. Har și pace. Amin.